Adrian Fetecău, bună dimineața încă o dată, Adrian. Ca să ne mai ajute așa în vorbe cu un mare campion, Adrian Fetecău, un specialist și un comentator recunoscut în lumea boxului. Și ca să ne păzească de cele rele, dar mai ales așa să stea pe aceeași canapea cu Mike Tyson, l-am chemat de la Ploiești pe al nostru Leonard Moșu Doroftei! Am fost speriat! Campionul mondial, Leonard Doroftei! Bună dimineața! Salut! Nu ne-am văzut de mult. Uite, stai așa lângă mine. Îl așteptăm și pe Mike Tyson în ceva modele. În momente am aflat că este in the building. Probabil mă întreb de ce am venit cu centura. Sunt sigur de treaba asta. Știu de ce ai venit cu nu centura. Nu ca să mă dau mare, doar ca să mă laud. Asta este WBA. Este prima centură pe care Michael a câștigat-o. Mike Tyson a câștigat-o de la Trevor Berbick. Cu mulți ani în urmă. Asta ai spus-o și ieri atunci când v-ați întâlnit. I-am spus-o pentru că mă mândresc. Este o centură cu istorie, o centură care are multe... O versiune, nu o centură, că nu e centura, vorbim despre centura mea. La mea are povestea mea, dar vorbim despre versiunea WBA care are o poveste enormă. Nu cred că există boxer, campion sau doar practicant de box care să nu-l aprecieze pe Mike Tyson, care să nu vorbească frumos de el. Care erau punctele pe care tu le-ai luat de la el și ai vrut să le aplici în stilul tău? Am vorbit și ieri cu... Am încercat să vorbesc cu el cât... M-am priceput și eu de mult despre uppercut de croșeu de dreapta la corp și uppercut de stânga. Un singur român mai putea da un croșeu de dreapta la corp. Era vorba despre Francis Vastag, care este un zeu în boxul românesc. Păi e de la Reșița, de aia. Ne-am pus bine, dă-i bate, give me five. Nașu. Despre up. Doar că Mike Tyson a combinat cu uppercutul de dreapta la cap. O lovitură care m-a impresionat și zic, băi, cum poate să facă mișcarea asta? Fără doar și poate avea o viteză spectaculoasă pentru un super greu. Avea viteză, avea forța și avea pregătirea pentru asta. A lucrat foarte mult, a făcut foarte multe repetiții, foarte multe antrenamente. Cât înseamnă pentru un boxer la super grea, cât înseamnă antrenament și cât înseamnă inspirația 100%, aia? 120% chiar. Trebuie să te antrenezi până la epuizare, trebuie să te antrenezi până la ultima picătură de energie și atunci ești pregătit pentru meciul de titlu mondial, așa cum le-a făcut Mike Tyson sau cum le-am făcut și eu la... Câte ore stăteai în sala de... Depinde de perioada de pregătire, puteai stai și o jumătate de oră, 10 minute încălzesc și alergare care înseamnă 12 ture a 200 de metri în sprint. După 20 minute de antrenament puteai fi epuizat toată ziua, adică stor de energie. Este o alergare la intensitate, la capacitate maximă. Ajuns până la senzația de vomă. Care dintre marii boxeri ai lumii ți-au plăcut mai mult și mai mult și ce ai luat de la fiecare? Muhammad Ali este centrul universului pentru mine, pentru că am făcut din o trobătaie între două brute, cum era numit boxul, l-a făcut în artă, l-a dus la gradul de artă. Îmi place să spun lucrul ăsta pentru că a știut să facă show, să facă spectacol din box. Și stilul lui de box a impresionat și acum are milioane și milioane de fani. Că mă știi tu cine? Tu ești un mare campion și pentru noi și pentru din lume. Sunt un mare iubitor de box, un om care mi-a propus să mă bat, un om care în 6 ani m-am bătut la 3 versiuni diferite. Cu 3 campioni, toate cele 3 versiuni din America. Vorbim despre WBA, WBC, IBF. Am un egal cu Paul Spadafora, vă aduceți aminte, pentru titlul IBF și am o înfrângere cu marele Arturo Gatti. Adrian Fetecău este doctor în Leonard Doroftei, visează noaptea. Este o carte despre despre Moșu Doroftei. Ce ți-a plăcut cel mai mult atunci când îl comentai și când îl vedeai? Stilul său de gladiator. Eu am spus întotdeauna că el are o inimă mai mare decât el. Pentru că el a boxat în primul rând cu o voință ieșită din comun și eu mă așteptam să spună despre Mike Tyson că a luat
efectiv stilul acesta de a se duce peste om, de a nu lăsa să respire. Hai să spun că ajungem și aici, că am, în 92 mă pregăteam pentru Jocurile Olimpice la Barcelona și maestru Valentin Brânceanu a venit cu o casetă și mi-a spus, uite, stilul lui Mike Tyson. Și am încercat să fac câteva mișcări. Doar că am avut șansa că înainte de a face acest lucru să am un Francis Vaștea cu un blocaj fenomenal. Am învățat să ținem brațele sus de la Francis Vaștea, după care cu mișcările lui Tyson am făcut un doroptei Vaștea Tyson. Ceva, și cu agresivitatea mea ne-am făcut propriul stil. Povești multe despre campioni. Vă rog să sesizați următorul lucru. Deși este cu centura pe masă, deși este un mare campion recunoscut internațional și nu doar o mândrie a românilor, observați în ochii și în exprimarea lui Leonard Moșu Doroftei emoția pe care o deține, știind că urmează să se întâlnească cu Mike Tyson, o legendă a sportului pe care îl practică. De un mare campion are totuși o... chiar am transpirat un palm. O diferență așa față de un icon. N-ai cum atâta timp cât noi am trăit uitându-ne la televizor și văzând meciurile alea de box care sunt ceva fenomenal, credeți-mă. Una e să te uiți la televizor, una e să fii în sală. Dacă la televizor aștepți cu nerăbdare să vezi un meci, dar să fii în sală, să fii în atmosfera aia de competiție, de meci, de luptă. Ne pregătim pentru înfruntare Leonard Moșu Doroftei și Mike Tyson. La ce ne-am gândit, dacă ne iese, sunt mai multe întrebări la care aflați răspunsul în ceva momente.